Să umbli noaptea pe străzile din România este destul de riscant. În primul rând e riscant pentru că e întuneric și riști oricând să cazi într-o groapă sau un canal al cărui capac s-a dispărut. Apoi e fauna, bețivi, pești, fetițe, bețivi. La Suceava au decis să ridice un pic miza. Da, sâmbătă spre duminică noapte, mai mulți cetățeni s-au întâlnit cu un urs. For the bare necessities, the simple bare necessities, forget about your worries and your strife. Tu-ți dai seama? Pleci și tu sâmbătă seară de la o petrecere. Ai băut un pic și te întâlnești cu ursul pe stradă. În România, da? Nu la Amsterdam. Adică acolo, după ce fumezi ceva, poți să te întâlnești pe stradă cu ce animale vrei tu. Dar nu, la Suceava a fost pe bune. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Imediat încep să te gândești. Frate, văd urși că am băut prea mult sau prea puțin? Ce să fac? Fac pe mortul? Sau dacă fac pe mortul, vine și-mi ia portofelul? Că urșii ăștia sunt dați dracului, da? Am înțeles că sunt zone în care s-au prezentat urșii pe 14 septembrie la școală. Regulamentar, cu ghiozdan, cu batistuță, gheruțele tăiate, da? Ci că au citit că dacă vrei să te realizezi în viață, trebuie să mergi la școală. Dar oamenii din Suceava nu s-au speriat, că na, doar sunt plăiești de-ai lui Ștefan cel Mare. În schimb, au sunat la poliție și uite ce a avut de zis șeful poliției locale. Nu știu nimic de niciun urs. Nu-mi puneți mie acum obligația să-l și găsesc. Este duminică, sunt în timpul liber, sunt la nuntă acum. Nu mă agresați cu chestii de-astea. Bietul om, era la nuntă. Normal că dacă ești la nuntă, n-ai cum să știi ceva despre un urs. La nuntă e cu dansul găinii, purceluși la proțap, se fură mireasa, de-astea. Așa a arătat și gorila liberă din 2012 și dinozaurul care distrugea orașul în 2014, da. Prima oară era la un botez, a doua oară la o onomastică. Mă scuzați dacă întreb, dar dacă un urs care umblă liber pe străzi nu e o urgență, atunci ce e? Asta ar fi o urgență? Sau dacă nici asta nu e o urgență, măcar e un motiv destul de serios să sari peste sarmale. Din fericire, lucrurile s-au liniștit și ursul a dispărut de la sine, la fel de misterios cum a și apărut. Zic misterios pentru că, na, oameni foarte păroși mai trăiesc în jurul Sucevei, dar urși nu prea. O zice și ocolul Silvic Suceava. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. Nu avea cum veni ursul de la munte până aici în oraș decât dacă a fost adus. Am verificat și nu este prezent niciun circ în Suceava și nici nu a fost recent. Cea mai probabilă variantă este că ursul a fost adus în oraș și eliberat intenționat sau accidental de cei care îl transportau ilegal în diverse scopuri. Deci ursul a fost infiltrat în Suceava de niște agenturi străine care urmăreau, va să zică, diverse scopuri. Păi ziceți, domnule, așa, să stăm și noi liniștiți. Credeam că și-a pierdut domnul Marean Vanghelie ursul și acum plânge după el. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, yummy, funny, lucky gummy bear. A, zic să-i vindem ursului un pont. Moș Martine, dacă vrei un loc călduț de hibernat la iarnă, încearcă într-o companie de stat din Suceava. Nu numai că nu te deranjează nimeni, dar te trezești și cu vreo 20.000 de euro sub labă la primăvară. Și dacă te taie vreo nevoie, nu-i bai. Mai dai o tablă cu un rechin de la PSD, un șobolan de la UNPR, ce găsești pe acolo, na?